Istoricul britanic Denis Deletan este cunoscut tuturor celor care studiază istoria comunismului românesc și este de asemenea un nume foarte cunoscut societății civile din România. În prezent, Denis Deletan este visiting profesor la Catedra Ion Rațiu of Romanian Studies de la Georgetown University din Washington DC și emeritus profesor of Romanian Studies la University College in London. În anul 1995, lui Denis i s-a oferit, pentru meritele sale, Ordinul of the British Empire, iar în anul 2000 i s-a decernat Ordinul pentru merit rang de comandor pentru serviciile aduse democrației în România. Denis a publicat numeroase cărți, nu doar în limba română și engleză, dar de asemenea în franceză. A fost coautor împreună cu Stefan Courtois la ediția italiană a faimoasei cărți Cartea Neagră. Am citit-o și în română, azi am văzut. Și în ediția italiană și în cea horvăzută, românească. Așa, românească, da. Deci, printre cărțile lui se găsesc apariții prin constrângere și dizidență în România anilor 1965-1989, închisoarea, crimele și procesul, Gheorghiu D. și statul polițienesc, care este publicată atât în română cât și în limba engleză. Apoi ai în limba franceză, împreună cu Romulus Roussin, o carte de sistem represiv comunist. Și, de asemenea, ai cărți cu istorici români, cum ar fi una dintre cărțile pe care le-am văzut cu Marius Opra, Banalitatea Răului, o istoria securității în documente, 1949-1989. Ceea ce este impresionant pentru Denis Deletan este că el a început încă din 1976 să publice lucrări. Prima sa lucrare din 1976 fiind teza de doctorat despre manuscrisul sau codicele de la Ehud, o carte care este foarte dificilă chiar și pentru medievaliștii români. După aceea, deci, începe interesul tău pentru limba și literatura română, care, de fapt, începe să se materializeze în interesul pentru comunismul românesc. Aș vrea să-mi spui, ai o teorie asupra comunismului românesc? Am o teorie. De fapt, întrebarea ta e foarte binevenită, pentru că îmi dă posibilitate să fac puțină publicitate pentru noua mea carte, care a apărut acum 5 zile aici la New York, în editură Routledge, România sub comunism. Și subtitlul este Paradoxul și degenerarea. Și deci teoria mea este că s-a folosit comunismul în România, sigur, fiind impus comunismul de către Uniunea Sovietică, dar s-a folosit sistemul de către Gheorghiu D. și pe urmă de Nicolae Ceaușescu, ca România totuși să, pe plan extern, să aibă un drum autonom, să nu fie constrâns din toate punctele de vedere de modelul sovietic care a fost impus România. Desigur, situația economică a fost de așa natură încât s-a introdus de către Ceaușescu un program de austeritate, mai ales la sfârșitul anilor 70, care a avut un efect dezastros în rândul publicului și românii, de fapt, au fost aduși la o situație de aproape animalistică, în sensul că mereu trebuia să cate de mâncare, timpul zilei nu erau sigure de căldură în apartament. Deci asta a făcut ca România să devină cea mai săracă țară din blocul comunist. Denis, am o întrebare mai delicată care ne apropie puțin mai mult de ceea ce se întâmplă astăzi în societatea civilă românească. Crezi că modelul înțelegerii al acceptării trecutului poate fi un model pe care românii l-ar putea accepta? Este un punct de pornire sau ar trebui să fie un punct de pornire pentru clasa politică din România. Societatea civică
în termenul după părerea mea, foarte multe greutăți. În primul rând, trebuie să fie unită. Nu găsește un lider sau nu oferă o perspectivă de credibilitate omului de pe stradă. Și în sensul ăsta, Open PSD-ul, bazându-se pe fosta organizație comunistă, are un atu, pentru că la țară, cum am văzut eu cu ochii mei deseori, mergând pe la diverse primării, văd că primarul și asociațiile sunt foarte bine organizați. Când vin în contact și vorbesc cu cei din opoziție, văd că sunt dezorientați, că unii nu vorbesc cu alții și, desigur, PSD-ul poate profita de această sedicine a opoziției din România. Societatea civică este încă în devenire, aș spune, este văzută de către omul de rând ca o societate de intelectual care nu are o relevanță pentru Vreau să spun că în 1990 în România este acest lucru, l-am spus, grupul de dialog social. Din 1990 până acum s-a făcut foarte mic progres, foarte mic, exact în ceea ce spun tu. Și apreciez foarte mult punctul tău de vedere, pentru că întotdeauna când vezi din afară lucrurile, tu le vezi din afară, uneori când le vezi din afară, le vezi mai bine. Acum am o altă întrebare pentru tine. Din punctul tău de vedere, ca istoric al comunismului românesc și a ceea ce s-a întâmplat în post-comunismul românesc, ce s-a întâmplat în decembrie 1989 în România? Tu crezi că a fost o revoluție sau nu a fost o revoluție? Ajungem la importanță definițiilor. Nu ce înseamnă revoluție? Dintr-un anumit punct de vedere, după părerea mea, a fost o revoluție. Deci s-a creat, s-a introdus un sistem pluripartit, s-a trecut la un sistem economic multilateral, s-a introdus posibilitatea ca românii să călătorească în străinătate, deci să aibă dreptul la pașaport, s-a abordat acest decret privind avorturile, interzicerea avorturilor. Deci, din anumite puncte de vedere, a fost o revoluție. Dar, din alt punct de vedere, putem spune că revoluția a produs o continuitate pentru comuniști. Nu neapărat pentru partidul comunist, dar pentru o mentalitate comunistă care a fost adoptată de actualul PSD. Am înțeles. Am aceeași părere ca și tine. Știu că ți-ai văzut propriul dosar de securitate în 1993. Cum ai avut acces la dosarul tău de securitate? Nu, am văzut dosarul meu în 2007. În 1993 mi s-a dat voie să studiez anumite documente ale securității și de fapt, în 1993, eu eram membru al unei comisii pentru relații externe ale guvernului britanic și cu prevedere ocupându-mă de România. Și ministrul ajunge externe de atunci, de pe vremea aceasta, m-a rugat să merg în România cu 10 volume cu legislația britanică privind felul în care tratăm pe tinerii infractori. Și această legislație britanică fusese cerută de Virgil Mogherini, șeful SRI-ului. Ministrul ajunge nu a vrut să trimite un diplomat, pentru că știa de formația domnului Mogherini și el mi-a explicat asta. Și de aceea a apelat la mine, fiind profesor, nu fiind diplomat, să mă întreb dacă sunt dispus să iau în aceste volume. Ceea ce am fost, deci le-am ridicat, am fost trimise prin poștă diplomatică la ambasada din București și eu le-am luat de la ambasada și le-am dus personal lui Mogherini. Și Mogherini mi-a mulțumit și la sfârșitul întâlnirii m-a întrebat, domnul profesor, vă pot ajuta
cu ceva. Și atunci mi-a venit un gândul să întreb dacă pot vedea niște archive, adică parte din archive, niște dosare de la Securitate. Și el a stat de gânduri și a zis, vă rog să formulați 5 teme care vă interesează și să-mi dați un telefon peste 2 luni și vă mărea. Și peste 2 luni am dat un telefon, bineînțeles că m-am întors în România și el a spus, da, bine, doamna Bălătan, vă rog să veniți la sediu. Am dus la sediu, sediu, care pe vremea aceea era în afară, adică în oraș, vorând în spuntul pentru. Și m-am dus și el a spus, doamna Bălătan, o veste foarte bună, s-a aprobat aceste 5 teme și atunci am putut să văd, adică în anumite condiții, o temă a fost o rezistență în Lunț, a fost un procesul lui Petrășcanu, altă temă a fost înființarea Securității în august 48 și personalul, și încă o temă a fost o mostră după un raport trimestral al Securității pentru un anumit județ, adică el a ales județul Constanța ca să nu fie. Dacă ți-a văzut dosarul tău de secretar... Asta a fost în 2007, da, asta, și am făcut o cerere. Ai fost surprins? Ai găsit? N-am găsit nimic surprins, pentru că cam știam cine informatorii, dar atunci nu că i-am condamnat, pentru că am rămas în relații bune cu ei. Eu am judecat situația după felul în care, adică eram foarte atent la situația în care se găseau ei, unii dintre ei au fost șantajați. Azi, mă rog, Lisa, am primit permisiune că pot căpăta un pașaport și așa mai departe. Și în gândul meu, a fost întrebarea ce aș fi făcut eu în situația în care se aflau ei. Și am fost iertătoră. Da, și eu am decis să iert pe toți cei care au făcut nelegiuni înainte de 1989 și să judec oamenii după ce au făcut după 1989. Am o ultimă întrebare pentru tine. Știu că acum pregătești o nouă carte și pe plasa faci cercetare la bibliotecile americane și britanice despre anumite acțiuni ale spionajului britanic în România din timpul celui de-al doilea război mondial. Cartea asta s-a publicat acum 2 ani în Anglia și este acum la Humanitas, în București, fiind tradus acum și o să apară, am înțeles, în mai la anul. Dar am terminat proiectul acesta și în momentul de față lucrez la un proiect cu un coleg, un amic foarte bun, profesor la Universitatea din Cluj, George Cipriano, cu documente din arhivele britanice despre Romaniu și colaborarea lui cu englezii. Și noi am scos aproape 400 de pagini de documente din arhivele britanice din timpul celui de-al doilea război mondial și cred că volumul va apărea prin la Cluj în februarie. Felicitări, mulțumesc!